Forma picioarelor tale și spațiul dintre degete poate spune multe despre personalitatea ta. Chiar dacă fiecare avem o formă și mărime diferită a picioarelor, există câteva tipare comune cu care se pot asemăna și care sunt reprezentative pentru anumite trăsături de caracter. Astfel că nu doar palmele și degetele de la mâini vorbesc despre caracterul și personalitatea ta, ci și forma picioarelor este un factor important. Privește-ți picioarele, apoi urmărește acest videoclip pentru a afla ce secrete ascunde corpul despre personalitatea ta. Vei fi surprins să descoperi ce lucruri dezvăluie despre tine. La final, nu uita să scrii în comentarii care ți s-a potrivit. Picioarele egiptene sau piciorul comun. Dacă degetul mare este lung, iar celelalte degete se micșorează treptat, formând o linie descendentă, înseamnă că ai forma piciorului egiptean. Este o formă foarte răspândită, mai ales în rândul femeilor din Europa, și este asociată persoanelor deschise, sociabile și comunicative. De asemenea, dacă forma piciorului tău arată astfel, ești o persoană plăcută, organizată și echilibrată. Îți place să muncești și să creezi, să descoperi lucruri noi și mai ales să călătorești. Piciorul drept sau piciorul roman. Aceasta este o formă întâlnită mai mult la bărbați decât la femei și o puteți identifica prin faptul că primele două degete mici sunt aproape egale cu degetul mare. Despre oamenii care au această formă, se spune că sunt persoane carismatice, glumețe și foarte comunicative. Dacă picioarele tale au această formă, ești apreciat pentru onestitate și hărnicia ta, pentru firea ta prietenoasă și pentru generozitate. În același timp, ești atașat de familie și îți protejezi prietenii. Știi ce vrei în viață și poți face multe compromisuri pentru a-ți atinge visurile. Piciorul grec sau piciorul flacără. În cazul în care cel de-al doilea deget este mai lung decât celălalt, înseamnă că forma piciorului tău este de origine greacă. Ea trădează că ești o fire creativă, veselă și plăcută, dar și înșelătoare. Ai o capacitate de lider, știi să-i motivezi pe cei din jur și ești un bun comunicator. Dar știi să folosești puterea cuvântului doar în beneficiul tău și poți fi adesea zgârcit sau indiferent cu ceilalți. Piciorul grec este specific persoanelor egoiste, materialiste, dar și foarte ambițioase. Piciorul pătrățos. Această formă poate fi identificată prin faptul că toate degetele mici sunt egale, iar degetul mare puțin mai lung. Forma piciorului pătrățos este specifică firilor practice, calme și obiective. Dacă piciorul tău arată astfel, înseamnă că ești muncitor, hotărât și foarte sigur pe tine. Când ai de greu, știi să ocolești obstacolele și să te întorci pe drumul cel bun. De asemenea, prietenii știu că se pot baza pe tine la nevoie și că îți respecti promisiunile. Dar, dacă te jignește cineva, nu-l mai ierzi niciodată. Vorbești deschis și le spui verde în față tuturor ceea ce gândești. De asemenea, pe lângă forma pe care o are piciorul și spațiul dintre degete poate însemna ceva. Astfel, spațiul mare dintre primul și al doilea deget trădează firea ta practică și bine ancorată în realitate. Ai obiective clare, imediate, pentru care muncești cu drag. Nu-ți place să visezi la lucruri pe care nu le poți avea niciodată. Ești generos și iubitor din toată inima, iar familia știe că se poate baza pe tine oricând. În timp ce spațiul dintre al doilea și al treilea deget este și el des întâlnit la multă lume. Este specific intelectualilor ambițioși, dar și persoanelor care nu se lasă influențate de emoții. Logica primează și nu se lasă copleșiți nici de necazuri, nici de succes, dar își cunosc bine valoarea. Dacă ți-ai găsit forma care se potrivește cu piciorul tău, nu uita să scrii în comentarii pentru a afla dacă semănăm. De asemenea, dacă acest videoclip a fost pe placul tău, arată-l și prietenilor tăi și nu uita să te abonezi și să lași un like doar dacă a fost pe placul tău.